Nicolae a deschis un cont în urma veștii primite în 13 ianuarie, în care Petru Zberia, tata a patru copii, fiind în drum spre Chișinău, a avut un accident de mașină. Accidentul s-a produs în localitatea Comrat. El se află în spital, în stare foarte gravă, fiind în comă, în stare critică. Orice ajutor va fi binevenit pentru a suporta cheltuielile transportării și spitalizării. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și să vă răsplătească în zecit. Paza și harul Domnului să fie cu voi la plecare și la întoarcere. În 14 ianuarie, Petru a fost transportat la Chișinău, fiind încă în stare foarte gravă, comă de gradul 2-3. TCC deschis, contuzie cerebrală gravă cu focar de contuzie hemoragică, frontită temporală, fractura bazic craniului stânga, cu otoragie, fractură os. Himerus pe stânga, fractur de coastă bilateral. Mulțumim pentru susținerea fiecăruia. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze prin medici. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.